Un joc inventat în China acum 4.000 de ani, dezvoltat în Japonia, face senzație în România. Este vorba despre jocul de Go, un joc strategic pe care românii l-au introdus chiar și în școli. Gabriel Ciora are 47 de ani și este profesor de matematică de mai bine de 20 de ani. Pasiunea sa pentru jocul de Go a început încă din timpul facultății. De atunci și până în prezent nu a renunțat la această pasiune nicio clipă. Mai mult decât atât, el a pus bazele unui club de Go la școala unde lucrează, ba chiar a reușit să introducă acest sport ca materie opțională. A existat posibilitatea introducerii materiilor de opțional, disciplinelor opționale. Curriculum la decizia școlii și a fost o oportunitate, o bună posibilitate de a oferi elevilor și deprinderea și altor discipline sau sporturi pe lângă materia curricula obligatorie. Copiii au fost entuziasmați și au dovedit un așa mare interes că și pe mine m-a luat pe neașteptate interesul și plăcerea cu care au deprins acest sport. Eu joc Go din clasa a doua și am învățat la școală. Îmi place să joc Go, fiindcă merg la concursuri și îmi fac prieteni. Nu degeaba Go-ul a fost introdus în școli. Acesta este considerat un sport al minții, psihologii spunând că dezvoltă inteligență. Este benefic pentru copiii care nu se pot concentra, dar și pentru cei care doresc doar să-și antreneze mintea. Jocul de Go disciplinează foarte mult, crește capacitatea de concentrare, formează chiar și caractere, așa cum se întâmplă cu multe sporturi de altfel. Și copiii care practică jocul de Go dau dovadă de mult mai multă atenție în timpul orelor, socializează mai bine, aduce foarte multe foloase în plan educațional. Cum în orice domeniu este nevoie de o bază teoretică, iată că și pentru Go a fost conceput un manual prin care elevii să poată asimila mai ușor acest joc. Am pornit exact de la ideea asta că pentru a crește, pentru a dezvolta mișcarea de Go, ar trebui să ne adresăm copiilor. Go-ul în sine e un instrument care modelează, care dezvoltă în mod armonios personalitatea copilului. Și am studiat alte manuale, manuale școlare obișnuite, pentru a vedea cam care sunt cerințele. Și în felul ăsta am reușit să-l structurez. Mi-am asumat că trebuie să-l încadrez în programa școlară, care are 34 sau 36 săptămâni pe an, că trebuie să introduc odată la 3-4 săptămâni câte un test sau un concurs pentru a stimula bineînțeles și competiția între ei și a verifica cunoștințele asimilate. Și am structurat materia cât de simplu posibil. Dar scopul final a fost ca la sfârșitul unui an de studiu, copiii să poată juca Go cu regulamentul complet. Până în prezent, un număr de aproximativ 1.000 de elevi au învățat Go după acest manual. În continuare, Federația Română de Go dorește să răspândească acest joc în școli, fiind posibil ca în scurt timp jocul de Go să primească statutul de materie de sine stătătoare. Foarte multe școli din România nu au fel de sport și copiii la orele de sport sunt obligați să iasă în curtea școlii și să alerge pe asfalt. Nu au un teren de sport sau o sală. Există o nișă, o breșă, nu știu cum să zic, a sistemului, care ne-ar permite să-l introducem ca și disciplină de sine stătătoare, deci nu ca opțional. Pentru asta ar trebui, bineînțeles, să pregătim profesorii de sport. Se poate învăța foarte ușor de către
oricine. Și apoi doar să predea elementele de bază și apoi să supravegheze copiii care joacă Tarigo, să le pregătim teste, se poate să le dea și note în fiecare situație la final de semestru. Mai multe școli din București, Bistrița, Năsăud, Botoșan, Brăila sau Timiș, se bucură în momentul de față de jocul de go în programa școlar. În curând, fiind posibil ca fiecare școală din țară să aibă proprii campioni la go. Amor.